Mavrocordații, Mihai Racoviță și Grigore Ghica al doilea. În urma mazilirii lui Ștefan Cantacuzino, tronul țării românești a fost ocupat de Nicolae Mavrocordat, strămutat din Moldova. Numit la 5 ianuarie 1716, noul domn își făcut intrarea în București la 10 februarie. Stăpânirea sa nu ținu însă nici un an măcar. La începutul verii, în iunie, izbuni războiul dintre austrieci și turci. Aceștia, din urmă, încurajați de succesele avute în Morea și Creta, visau redobândirea Ungariei. Dar comandantul armatelor austriece, vestitul general Eugeniu de Savoia, izbuti să bată și de data aceasta oastea sultanului. În lupta de la Petrovaradin, 5 august 1716, pieri însuși Marele Vizir, sângerosul Jin Ali. 170 de steaguri și 156 de tunuri rămaseră în mâinile învingătorului. Nicolae Mavrocordat trimisese o mică oaste de 3000 de oameni sub serdarul Petre Obedeanu la Orșova să împiedice cătanele de a intra în Oltenia. Acestea, înțelese cu serdarul, pătrunseră totuși. Un alt detașament intră cu concursul boierilor Barbu, Brăiloiul și Staico Bengescu pe la vulcan. Domnul, retras un moment la Rușciuc, revine cu ajutor turcesc. El pedepsește pe câțiva din cei care trecuseră de partea nemților. Boierii Bălăceanu, Ion Brezoianu și Lupu Costachi sunt decapitați. Mitropolitul Antim Virianul, caterisit și trimis în Surghiun la muntele Sinai, piere pe drum, înnecat de garda turcească cel îl însoțea, în râul Tungea, un afluent al Mariței. Apoi, Mavrocordat trimite împotriva austriecilor în Oltenia mai toate forțele de care dispunea. De această împrejurare profită comandantul trupelor austriece din Ardeal. În înțelegere cu boierii care voiau să scape de dominația turcă, un Șerban Bujoreanu Vornicul, un Ilie Știrbei Vistierul, un Grigore Băleanu și alții, repezi el un detașament de cătane sub capitanul Ștefan de Tine, zis Pivoda, care intră pe neașteptate în București și lua prizonier pe domn și familia acestuia 25 noiembrie 1716. Nicolae Mavrocordat fusese dus la Sibiu și acolo, tratat cu deferență, trebuie să rămână doi ani, în care răstimp alcătui o lucrare filozofică despre datorii, mult apreciată de întreaga Europa. Pe dronul rămas astfel liber, turcii trimiseră la 2 decembrie 1716, în calitate de caimacam, pe fratele lui Nicolae, pe Ioan Mavrocordat, care ocupase până atunci demnitatea de mare dragoman, la scurt interval îi dă dura apoi însuși caftanul de domnie. O mare parte dintre boierii pribegiți de frica unei năvăliri turcești sau tătărești se reîntorseseră. Alții însă, în frunte cu Radu Golescu, Grigore Băleanu, Șerban Bujoreanu, rămaseră în Ardeal, urmărind să închine țara austriecilor. O delegație merse chiar în acest scop la Viena și ceru ca domn pe Iordache Cantacuzino, feciorul lui Șerban, fostul voievod. În timpul domniei lui Ioan Mavrocordat, războiul dintre turci și austrieci continuă. Eugeniu de Savoia reportează o nouă și strălucită izbândă la Belgrad, în urma căreia această puternică cetate, poartă de intrare atât în Ungaria cât și în Imperiul Sultanilor, capitulează 18 august 1717. În Muntenia, Ioan Mavrocordat obține, e adevărat prin bani, evacuarea de către austrieci a mănăstirilor mărgineni și câmpul lung ce fusese ocupate. El face însă marea greșeală de a recunoaște totodată, prin convenția încheiată la 24 februarie 1717, că Oltenia rămâne fără discuție la dispoziția și sub conducerea imperială. Văzând că soarta armelor le e continuu defavorabilă, turcii se hotărăsc să încheie pace. Plenii potențiarii între care era și Ioan Mavrocordat se întâlnesc la Pasaroviț sau Pojarevaț. După 8 ședințe se ajunge la iscălirea tratatului 21 iulie 1718. Austriecii câștigau Banatul, Oltenia, Belgradul și o porțiune din Serbia, până aproape de Niș. În felul acesta, ținutul de la Apus de Olt ajunge sub stăpânirea imperialilor. El va rămâne așa timp de 22 de ani, până la tratatul din Belgrad 1739. După înfrângerea din vara anului 1717, o parte dintre tătari, întorcându-se de la Belgrad spre casă, jefuiră și robiră în Oltenia și chiar în Muntenia. Mavrocordat, însoțit de un pașă turc, trebuie să le iasă înainte, la cornățel, la podul de piatră și să-i silească să elibereze pe robi. Spre deosebire de predecesorii săi, Ioan Mavrocordat își sfârși zilele în scaun. E adevărat că el muri tânăr, la 35 de ani, de ciumă sau, dacă e să credem pe cronicarul Radu Popescu, de lungoare, adică tifos. Decesul se produse în ziua de 23 februarie 1719. Trupul fu înmormântat în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Soția sa a fost doamna Zamfira. La 29 iulie, câteva luni după pierderea soțului, ea scria patriarhului Hrisant Notara, arătându-i că e fără mișloace, că dorește să fie plătiți creditorii și adăugând că de educația și instrucția copiilor se va ocupa ea personal. Îndată ce sosi la Constantinopol știrea morții lui Ioan Mavrocordat a fost numit domn la 2 martie 1719 fratele său Nicolae, care se întorsese, după câteva luni numai, din captivitatea austriacă de la Sibiu. Intrarea în București a avut loc la 7 mai, în împrejurări grele, fiind foamete și ciumă. Această de-a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat în Muntenia ține 11 ani și jumătate, cea mai lungă stăpânire din epoca fanarioților. E și una din cele mai bune, domnul luând o serie de măsuri folositoare țării. El obține mai întâi de la turci reducerea haraciului cu 240 de pungi, adausul la care trebuise să consimtă Brâncoveanu în 1703 când cu mersul la Adrianopol. Această reducere se menține integral timp de 5 ani. Apoi, ea rămâne de numai 140 de pungi. Mai însemnată e însă restabilirea hotarului țării față de turcii din Raiaua Brăilei, care se întinseseră treptat-treptat până la gura Ialomiței și la apa Buzăului. Și față de aceea din drstor, care încălcaseră bălțile de pe țărmul stâng până la Greaca, întemindu-și sate și lundijmă. Mavrocordat obține un firman de la poartă și silește să revină la vechile hotare. Sub raportul intern, el se arată un bun gospodar. La venirea în țară fiind foamete, aduce făină de la turci și o parte celor lipsiți. Pentru încasarea birului, face în 1723 o reformă fiscală, hotărând ceea ce nu constituia o inovație de altfel, ca plata să aibă loc în patru sferturi și stabilind o nouă impunere sau ruptoare pe sate, potrivit cu averea locuitorilor. În 1728, trebuie să se revină însă la sistemul pecetluirilor pe cap de om, spre a se împiedica fluctuația țăranilor care se strămutau mereu din satele impuse mai mult în cele impuse mai puțin. Aceste pecetluiri nu fură, însă nici ele apăsătoare. În latura religioasă, Nicolae Mavrocordat are un deosebit merit prin înălțarea frumosului lăcaș de la văcărești. Temeliile acestei mănăstiri s-au pus încă din prima domnie, în 1716. Construcția se întrerupse apoi, cât timp domnul sătu prizonier în Ardeal. Reluată în 1719, ea Fug gata în septembrie 1722. Așa ne spune pisania în limba română de deasupra ușii de intrare. Târnosirea se făcu la 24 septembrie 1724 în prezența mitropolitului țării Danil a episcopului de Buzău, a unor arhierei străini și unui mare număr de egumeni și preoți. În anul următor se isprăvi și zidul înconjurător. Domnul înzestră bogat această ctitorie a sa și hotărâ printr-un așezământ solemn, ca, din veniturile ei, străinii să-i primească, pregoli să-i îmbrace, flămânzii să-i sature, bolnavii să-i caute, precei din tenițe să-i cerceteze cu milă. Se adaugă și o bibliotecă pe care domnul o îmbogăține contenit cu manuscrise și cărți rare, achiziționate la prețuri mari din tot Orientul și de la Muntele Atos ea va spări sub Constantin Mavrocordat, fiul lui Nicolae. Mitropolia din București, pierzând moșiile de peste Olt, unde stăpâneau acum austriecii, domnul îi dărui alte moșii și venituri din coace. El înalță de asemenea în 1723 paracrisul mitropolitan. Episcopia din Buzău primi un dar anual de 200 de taleri, cu obligația însă să facă școală grecească și slovenească, ceea ce se și aduse în dată la îndeplinire. Mănăstirea banatului, tot din Buzău, obținus cutire de dăjdii, iar Biserica Crețulescu din București, locul înconjurător necesar, luat din locul domnesc. În sfârșit, Biserica Domnească din Câmpul Lung a fost înnoită, zugrăvită și înzestrată cu o dăjdi. În tot răstimpul domniei, Nicolae Mavrocordat făcu o singură expediție militară, aceea împotriva tătarilor din Bugeac care se revoltaseră împotriva hanului. Nu se ajunse însă la luptă. Domnul, plecat din București la 7 ianuarie 1728 și mergând încet cu popasuri lungi, primi la Măxineni, în județul Râmnicul Sărat, aproape de Hotar, dispoziția să se întoarcă înapoi, deoarece Zurbaua se potolise. Cu vecinul său din Moldova, Mihai Racoviță, relațiile au fost bune până aproape de sfârșitul domniei acestuia. Cei doi domni urmau să se și înrudească, deoarece un fiu al lui Nicolae Mavrocordat era logodit cu o fică a lui Racoviță. În martie 1726, câțiva boieri munteni pribegiră peste Milcov, când sosi un trimis al porții ca să-i ridice, Racoviță însă nu-i predă, ci îi vesti să fugă în Ardeal. De aici, relațiile se stricară. În toamnă urmă mazilia domnului moldovean. Nicolae Mavrocordat a fost căsătorit în trei rânduri. Prima dată cu Cassandra Cantacuzino, a doua oară cu Pulcheria Tsukis, dintr-o familie de seamă din Constantinopol, după moartea acesteia întâmplată în 1716, el lua pe Smaranda Panayotakis Stavropoleos. A avut din aceste căsătorii mai mulți copii. Pe Scarlat, mort în 1722, în vârstă de 21 de ani, o fire studioasă, pe Constantin, viitorul domn, pe Ioan sau Iancul, de asemenea, viitor domn pe Marioara căsătorită în 1722 cu Ianache Cămărașul. Cu Zmaragda a avut pe Alexandru, născut la 23 decembrie 1720, pe Sultana în 1721, pe Ștefan în 1722 mort nemic, și un alt Ștefan. Nicolae Mavrocordat a murit în scaun ca și fratele său și tot de boală. A fost răpus de ciumă la 14 septembrie 1730. Trupul odihnește la mănăstirea Văcărești, într-un frumos mormânt de marmură. Constantin Mavrocordat, tânărul fiu al lui Nicolae, împlinit 19 ani, a fost ales domn de către băiri la moartea tatălui său. Poarta își dădu în cuvințarea. În schimbul unei sume enorme, un raport olandez precizează de 2000 de pungi, adică un milion de lei, împărțită la cei ce hotărau. Imediat însă după aceea, la 28 septembrie 1730, izbucnea la Stambul răscoala lui patrona Halil. De acest fapt se folosi Mihai Racoviță și, în schimbul a 170 de pungi date unei căpetenii a răsculaților, izbuti să înloture pe Constantin și să ia el locul. Schimbarea se produse la 17 octombrie 1730. Mihai Racoviță se menține numai un an de zile. El purta ponosul de a fi fost numit de către răsculați. De aceea, după uciderea lui Patrona Halil, situația sa se clatină și Constantin Mavrocordat, bucurându-se de sprijinul marelui vizir, izbutește să-și reia tronul. Mazilirea lui Racoviță se produce la 24 octombrie 1731 adus la Constantinopol, el este închis și în primejdie de a -și pierde și viața. Scapă însă, dând 500 de pungi și punând chezaș pe prietenii ce avea la poartă. A doua domnie a lui Constantin Mavrocordat ține un an și jumătate, până la 16 aprilie 1733, când este strămutat în Moldova. Ca fapt mai însemnat, e denotat doar căsătoria sa cu Ecaterina, fiica marelui vornic moldovean Constantin Ruset. Nunta are loc la București, la 23 noiembrie 1732. Cronicarul Ion Neculce spune despre Mireasă că era foarte frumoasă și înțeleaptă. Pețirea se făcuse prin domnul Moldovei, Grigore al II-lea Ghica, vor cu Constantin. Acesta îi mulțumește pentru slujba ce i-au făcut, iar când se produce în aprilie 1733 strămutarea celor doi domni, unul în locul altuia, ei se întâlnesc la Focșani, își fac vizită reciproc și se despart în chip prietenesc. Grigore al II-lea Ghica domnește 2 ani și jumătate, până la 27 noiembrie 1753, când are loc o nouă strămutare el trecând iarăși și Moldova și Constantin Mavrocordat revenind în Muntenia. Acesta din urmă stăruise la poartă să se facă schimbarea. De aceea, raporturile între cei doi domni, atât de bune la început, devin treptat încordate. De altfel, e o tendință aproape generală în vremea aceasta la domnii Moldovei de a fi strămutați în Muntenia, care era mai avută cu venituri mai mari, îngăduind deci o îmbogățire mai rapidă lui Grigore al II-lea Ghica, îi se datorează Sarawa sau Vama din București 1733. El a organizat de altfel întregul sistem vamal al țării 1734, sporind taxele și revizuind cotele pe care le aveau mănăstirile în urma diferitelor donații domnești din aceste taxe. Cea de-a treia domnia lui Constantin Mavrocordat e cea mai însemnată dintre toate domniile lui. Ea durează aproape șase ani, 27 noiembrie 1735, septembrie 1741. În acest răstimp au loc evenimente importante atât sub raportul extern cât și intern. Are loc, în primul rând, războiul ruso austriaco turc încheiat prin pacea de la Belgrad. Austriecii încep ostilitățile în Muntenia, în vara anului 1737. La 12 iulie, un cor de oaste sub comanda generalului Wallis, pătrunde în țară, ocupă Curtea de Argeș și Câmpul Lângul și înaintează spre București. Constantin m-a procordat ca să evite soarta tatălui său prins de catane, se retrage la Oltenița, de unde trece apoi la Turtucaia. Austriecii ajung la Cotroceni la 22 iulie, ei nu rămân însă mult timp în capitală, ci sunt nevoiți să o evacueze în fața detașamentului turcesc, care însoțea pe domnul Rentors. Târgoviștea și câmpul lungul sunt și ele părăsite și au de suferit mult, fiind prădate și arse. Apoi, armata turcească, la care se adăugaseră și 6000 de tătari, se îndreaptă spre Oltenia. M-a dă, cu acest prilej, un manifest către locuitorii ei, anunțându-i că forțele sultanului vin ca să gonească pe austrieci și că viața și averea localnicilor vor fi cruțate, nelându-se de la nimeni măcar un grăunțu fără bani. Deci, voi toți, numai decât cu inima neîndoită și cu toată voia, să alergați și să năzuiți către măria sa seraschiarii pașa, spre închinăciunea și supunerea sub ascultarea și stăpânirea Otomânești măriri și sub oblăduirea noastră. Cine va rămâne însă cu austriecii sau va ține cu aceștia, să știe că va fi prădat, jefuit, robit și trecut prin ascuțitul sabiei. Catanele se retrag din Craiova, bătute pe drum de oastea Pașei de Vidin, care intrase și ea în Oltenia, trecând Dunărea. Ele părăsesc aproape întreaga provincie în fruntea acesteia e pus de către domn în calitate de ban Matei Cantacuzino. În urma înfrângerilor suferite, cea mai gravă a fost la Belgrad la 23 iulie 1739, austriecii încep tratative de pace. Preliminarile se iscălesc la 1 septembrie, iar tratatul se încheie la 18 septembrie 1739, chiar la Belgrad. Tot aici, în aceea zi, se semnează și tratatul cu rușii. Turcii reiau Serbia, Oltenia și o fâșie de teritoriu îmbanat în dreptul Orșovei. Apoi, în schimbul sporirii Haraciului cu 200 de pungi anual, ei realipesc Oltenia de restul țării, refăcând unitatea teritorială a Munteniei. Reîntoarcerea la vechea stăpânire a produs pretutindem peste Olt o mare bucurie, Toată lumea era doritoare să scape de administrația imperială care, deși animată de bune intenții, nu izbutise totuși, prin rigiditatea și caracterul ei fiscal, să-și apropie pe băștinași, din potrivă, și înstrăinase. Temeiul organizării acestei provincii, cât timp a stat sub austrieci, 1718-1739, a fost decretul din 22 februarie 1719, dat de împăratul Carol al VI-lea. El constituia răspunsul la cererile pe care le formulase răbăierii prin delegația trimisă la Viena și care se afla acolo în august 1718. Decretul prevedea constituirea unei administrații civile, având în frunte cu titlul de ban pe Gheorghe Cantacuzino, fiul lui Șerban, fostul voievod. El urma să fie ajutat de patru consilieri, numiți ca și banul pe trei ani și de un secretar. Toți vor primi lefuri anuale. Libertatea religioasă era garantată. Episcopul de Râmnic urma să depindă însă pe viitor nu de metropolitul din București, ci de metropolitul Serbiei, se întrerup totodată legăturile cu Patriarhul de Constantinopol și, în genere, cu ierarhii din răsărit. Se organizează împărțirea dreptății, numindu-se vornici pentru cercetarea pricinilor mai mici. Pedepsele cu moartea privind pe boieri nu se vor putea pronunța însă fără aprobarea împăratului. Dările se vor stabili cu nepărtinire. Produsele boierești și mănăstirești fiind scutite de orice taxă, iar casele boierilor de încartieruire. În sfârșit, se numește un director superior al Olteniei, în persoana generalului Stanville, comandantul forțelor austriece din Transilvania. Lui trebuie să îi se adreseze atât administrația civilă, cât și particularii pentru rezolvarea chestiilor curente. De la el trebuie să aștepte și să ceară mai ales acum la început, instrucțiuni și directive. De fapt, acesta era adevăratul conducător al provinciei și cum stătea mai mult în Ardeal, la Sibiu, el își va numi în Oltenia ca loc un general subalter. Decretul nu satisfăcea decât în parte cererile boierilor. Gheorghe Cantacuzino se aștepta să fie numit voievod. El nu a fost nici măcar ban cu adevărat, deoarece avea peste el pe directorul superior. De aceea, cronicarul Radu Popescu spune în cronica sa, din cal l-au făcut măgar. Apoi nu se încuvință formarea unei miliții sau oștiri românești, iar în fruntea Ministerului Economic nu fu numit un român, ci un străin, Ignațiu Han. Județele, având în frunte câte un vornic, fură împărțite fiecare în câte patru plăși. De sus, de jos, de mijloc și de margine, conduse de ispravnici. Satul e cârmuit de un pârcălad sau un provizor, ajutat de 4, 2 sau un jurat, după cum are 150 sau 25 de case. Orașele depind de administrația financiară imperială, nu de administrația civilă. Ele au în frunte un județ și numai 4 jurați în loc de 12 pârgari ca mai înainte. Boierii sunt împărțiți în trei clase. Se face un catalog al lor la 14 noiembrie 1719. Cu privire la români, se precizează că ei vor lucra proprietarului pe moșia căruia stau trei zile pe săptămână, două cu brațele și una cu plugul. Bulgarilor veniți cu două decenii mai înainte de la Chiprovați, și așezați în trei locuri, în Oltenia, la Caraiova, Râmnic și Brădiceni, li se dă un statut special. Se organizează un serviciu al poștelor cu un conducător, 20 de poștași și 80 de vătafi, având leafă anuală. Se întreprind în sfârșit lucrări de drumuri și, în primul rând, șoseaua de-a lungul Oltului, prin Carpați, numită șoseaua Carolina după numele împăratului. Începută încă înainte de încheierea păcii de la Pasaroviț în 1717, ea e gata în partea principală din munți în 1719, fiind continuată apoi până la Râmnic, 1721. Două inscripții latinești, să poate în stâncă, preamăresc această operă. Undeosebit deosebit pret până austriecii pe organizarea fiscală se păstrară în genere vechile categorii fiscale. Se făcură însă recensamente stricte, fără să se țină seama adeseori de bătrâni, de neputincioși, de invalizi și se fixă cifra impozitului, plătibil în patru sferturi, pentru fiecare categorie. Impozitul era ridicat. Într-o plângere din 1731, cei patru consilieri propuseră ca medieși de pildă, să plătească 5 florini anual, birnicii 3, iar mărgina și 2 florini. Față de aceste propuneri, constatăm că în 1735, medieșii plăteau 12 florini, birnicii 8, iar mărgina și 6, deci între dublu și triplu. Deci, nemulțumiri împotriva noii stăpâniri. O altă pricină foarte însemnată de nemulțumire era noul curs al slotului. Administrația imperială îl fixase la 51 de creițari, pe când în Turcia și în Muntenia el era cotat la 1 florin și 6 creițari. Deci o pagubă pentru locuitorii oltenii de 15 creițari sau 25%, ceea ce era considerabil. Țărănirea era nemulțumită și de numeroasele cărături sau transporturi pe care trebuia să le execute. Negustorii se plângeau că nu mai pot face negoți peste Dunere și Volt. Clerul era nemulțumit de atârnarea de mitropolitul sârb și de infiltrarea și propaganda catolică. Stanville ceruse chiar să se introducă și închiziția, ceea ce, din fericire, curtea de la Viena nu admise. Boierimea protesta împotriva atingerilor ce se aduceau vechilor ei drepturi. Ni s-au păstrat mai multe asemenea plângeri de ale boierilor, una din ele de la 23 iunie 1731, adresată generalului Conte de Valis, directorul superior al Oltenii, cuprinde o enumerare a tuturor neajunsurilor de care suferă populația. Aceste neajunsuri sunt recunoscute de însuși șeful administrației. Într-un raport adresat la Viena, el arată pe larg motivele principale de nemulțumire și relevă faptul că, din cauza impozitelor prea mari și a repartiției nedrepte, au fugit din județul Romanați 2300 de familii, iar din județul Vâlcea 1500 de familii. Cere și el reducerea acestor impozite, fără însă o putea obține semnificativă sub raportul stării de spirit este încheierea plângerii pe care o adresează tot în 1731 și tot în generalului Conte de Valis cei patru consilieri, după ce enumără greșelile și abuzurile care se comit în administrația financiară și fiscală, ei conchid. Ne temem că dacă vom fi supuși și în viitor atâtor mizerii, oprobii, calamități, dureri și injurii, ca în acești doi ani care au trecut, să nu pierim cu totul și să ne stingem. Nu e de mirare, deci, că atunci când, prin pacea de la Belgrad, austriecii trebuiră să se retragă, fu o mulțumire generală în întreaga Oltenie. După 22 de ani de dominație străină, își dădeau seama cu toții, și boieri, și țărani, și negustori, și clerici, că era mult mai bună stăpânirea veche, cu toate lipsurile ei, decât administrația împărătească Minuțioasă și exactă, dar foarte rigidă și mai ales apăsătoare sub raportul fiscal. În domniile sale precedente, atât în Muntenia cât și în Moldova, Constantin Mavrocordat, cu pregătirea aleasă pe care o avea, observase o sumă de scăderi, lipsuri și nepotriviri în diferitele domenii ale organizării de stat și sociale. Administrația cu numeroasele ramuri, în special cea financiară și fiscală, boierimea cu structura și privilegiile ei, țărănimea cu necazurile și îndatoririle ei, viața culturală și bisericească, toate puneau probleme care și așteptau rezolvarea. Se făcuse între timp și o vastă experiență în Oltenia, în timpul ocupației austriece. Se aplicase rămăsuri noi, se deduse o nouă organizare administrativă. Retrăcedarea din 1739 era prilejul binevenit pentru ca, plecându-se și de la nevoia de a se reîncadra, ținuturile de peste olt în sistemul general al țării, să se pășească la o serie de reforme în diferite părți ale acestui sistem. Spre sfârșitul anului în care se încheiase pacea de la Belgrad, domnul, care și avea fixate în minte mai de mult pe temeiul experienței și studiului o sumă de principii directoare, le aduse deci la cunoștință boierilor din divan. Aceștia le discutară. Își dă dură aprobarea, mai ales că o sumă dintre noile măsuri veneau în favoarea lor și redactară un hrisov, solemn, cuprinzând noul așezământ. Domnul îl iscăli la 7-18 februarie 1740. O traducere franceză a lui a apărut în Mercure de France, numărul pe iulie 1742. Hrisovul începe printr-o întărire a lui Constantin Mavrocordat și un apel către urmași ca să respecte acest așezământ. Urmează mulțumirea boierilor față de domn pentru cele hotărâte. Vin apoi cele 13 articole sau puncte cuprinzând măsurile luate. La sfârșit, lista martorilor din divan și data. Primul articol prevedea scutirea de dajdie a mănăstirilor, așa cum e și în alte părți creștinești. Al doilea instituie un organ de control al mănăstirilor, alcătuit din 10 epitropi, aleși dintre egumenii mai însemnați, în fața cărora toți stareții de la toate mănăstirile și schiturile din țară vor da socoteală de veniturile și cheltuierile lăcașurilor respective. Articolul 3 suprimă dașdia preoților al patrulea interzice protopopilor de a mai băga pe cineva la gros, adică la închisoare. Prin articolul 5 se hotărăște să fie aleși boieri veliți mazili, adică din cei care n-au dregătorii, care să cerceteze pricini și să împarte dreptate, primind în schimb pleafă anuală de la vistierie. Articolul 6 cuprinde suprimarea dajdiei pentru neamurile de boieri veliți, al șaptelea prevede delegarea de către domn a unor boieri ispravnici la toate județele, care să împartă dreptate în aceste județe, să apere pe săraci de abuzurile agenților fiscali și să supravegheze pe pârcălabii din sate la cislă, precum și pe alții dintre slujbași. Prin articolul 8 se hotărăște ca boierii slujbași și alți drăgători că merg în țară cu slujbe să cheltuiască din leafă ce primesc, fiindu-le interzis să mai încarce satele cu cheltuieli de întreținere și deplasare. Izvor de mâncături din partea pârcălabilor Articolul 9 desfințează văcăritul, iar 10 păgănăritul pe vii. Cu privire la cel din tâi, se face un istoric al acestei dări. Se arată consecințele reale ale ei. Domnul adaugă că tatăl său l-a povățuit să o suprime. Articolul 11 se referă la țărani. Ei trebuie să clăcuiască și să-și dea dijma după obicei proprietarului moșiei pe care sunt stabiliți. Penultimul articol stabilește că fiecare își va plăti darea în satul în care locuiește, iar ultimul articol precizează modalitatea plății în 4 sferturi pe an cu cisle drepte la tot omul, pe capete și pe bucate adică pe cap de contribuabil și potrivit cu averea. Acest așezământ cuprinde o serie de măsuri concrete, precum și principii generale, de la care au pornit altă serie de măsuri. Nu se poate însă spune că el sintetizează întreaga activitate reformatoare a lui Constantin Mavrocordat. Într-adevăr, în acest hrisov nu se vorbește nimic despre desfințarea în României, o măsură capitală pe care domnul o va aplica în ambele țări, nu se precizează, de asemenea, împărțirea dregătorilor și a urmașilor lor pe categorii. Fiecare categorie, bucurându-se de un anumit regim fiscal. Era, de altfel, și greu să se cuprindă într-un singur risov toate măsurile de înnoire și reglementare pe care le-a luat domnul. Căci nu e vorba de o reformă a lui Constantin Mavrocordat, așa cum se spune și crede în deopște, ci de o serie întreagă de reforme. Întinzându-se pe un interval de vreo 25 de ani. Sfârșitul acestei însemnate domnia lui Constantin Mavrocordat e în legătură, pe de o parte, cu schimbarea care are loc în Moldova, pe de alta, cu manevrele lui Mihai Racoviță. Marele dragoman al porții, Alexandru Ghica, e executat în 1741 sub acuzarea de a face jocul Rusiei. Fratele său, Grigore Ghica, domnul Moldovei, trebuie să părăsească scaunul. Făcându-și însă prin daruri bogate atmosferă, el e bine primit la poartă, nu ca ruda unui trădător. În locul său e numit Constantin Mavrocordat, care trece astfel de la București la Iași. Schimbarea îl costă pe noul domn 500 de pungi. Ea are loc în septembrie 1741, cu puțin înainte de 16 ale lunii. Bătrânul Mihai Racoviță își vede încununate de succes în demersurile sale. El capătă acum tronul muntean după care dorise atâta.